celor pe care i-ați cunoscut anul trecut, dar mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră și mă bucur să aflu că există această inițiativă și că cei care au această, să spun, încercare în plus, în plus față de familiile obișnuite, s-au gândit că e bine să nu fie de unii singuri, să știe unii de existența celorlalți și să se susțină, să-și ofere ajutor unii celorlalți, să-și împărtășească din experiențele lor, poate din nereușitele lor și în felul acesta să fie ajutați de cei care trec prin situații asemănătoare. Așa cum ați auzit deja, aș vrea să vorbim despre echilibru, pentru că viața pe care o trăim și încercările pe care le întâmpinăm în fiecare zi sunt menite de multe ori să ne dezechilibreze. Practic e nevoie de mult efort și de multă îndârjire ca să păstrăm acest echilibru și, de ce nu, de multă înțelepciune. Probabil că multe din zilele, sau unele din zilele noastre, sunt atât de încărcate și la sfârșitul zilei ne simțim atât de epuizați, încât parcă nu avem energie să mergem mai departe. Iar lucrul ăsta se întâmplă pentru că sunt foarte multe cele ce trebuie făcute, sunt foarte mulți cei pe care trebuie să-i sprijinim, efectiv se adună multe și uneori nu știm cum să le facem față. Fiecare dintre noi facem parte dintr-o familie, mai mică sau mai mare, din punct de vedere numeric, și îndeplinim mai multe roluri. În sală văd că sunt mai multe femei și de aceea probabil că, adică de aceea o să mă adresez mai mult surorilor decât fraților, dar nu excludem pe frații noștri, dar nu o să se supere pe noi dacă fac mai mult referire la femei decât la bărbați. Vă mulțumesc pentru înțelegerea aceasta. Suntem și mame, suntem și soții, suntem și surori, suntem și mătuși. Unele dintre noi suntem și angajate. Fiecare dintre dumneavoastră sunteți și parte dintr-o biserică și slujiți în biserică într-o formă sau alta. De asemenea, faceți parte, sunteți vecină sau cine știe, poate faceți parte dintr-un alt grup. Deci fiecare din aceste domenii ne necesită timp și atenție. Biblia vorbește și ea despre echilibru și avem pe paginile ei un exemplu care este foarte bine cunoscut de fiecare dintre noi. Este vorba de Marta, care era o femeie extraordinară, era o gospodină excelentă, era o femeie cu un dar al ospitalității pe care Mântuitorul l-a apreciat extraordinar de mult. Ea avea o soră și ea se numea Maria și nu avea o reputație la fel de bună ca și sora ei. Dacă ar fi să le privim din punct de vedere uman, cred că fiecare dintre noi am spune, da, Marta este o femeie extraordinară, da? Iar despre Maria, poate ne-am oprit să facem remarci, fiindcă lucrurile nu erau foarte grozave, da, în ceea ce priga pe Maria. Însă Mântuitorul evaluează diferit decât noi. Și spune Martei, vă aduceți aminte în vizita aceea, când Marta nu știa ce să facă mai repede, să facă față situației, să pună masa, să își servească invitații așa cum se cuvine și Dumnezeu îi spune. Când Marta îi spune, Doamne,
tot. Și Maria stă și pierde vreme aici cu lucruri neimportante. Spune-i, te rog, să mă ajute, că asta e important acum. Și Dumnezeu ce îi spune? Mântuitorul ce îi spune? Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijești tu, dar unul singur trebuiește. Vedeți, de foarte multe ori suntem tentați ca, de fapt, în multe alte lucruri, noi ca și oameni, să acordăm atenție și importanță lucrurilor care, privite prin ochii lui Dumnezeu, nu au aceeași importanță. Dumnezeu are un alt sistem de valori și pe care dorește să ni-l imprime și nouă. Spunea cineva, mi-ar plăcea să ating o stare de pace spirituală datorită căreia să pot funcționa și să ofer ceea ce sunt menită să ofer în ochii lui Dumnezeu. Femeia aceasta și-a dat seama că adevăratul echilibru se realizează doar cu ajutorul din partea lui Dumnezeu. În zilele noastre, așa cum spuneam și mai devreme, suntem foarte solicitate și foarte solicitați, așa, cu foarte multe lucruri și încercăm să le facem față tuturor și suntem obișnuiți să încercăm să le facem cât mai bine sau cel puțin ne luptăm să le facem cât mai bine. Să le facem pe toate dacă s-ar putea și să le facem bine. Ne dorim perfecțiunea și acesta nu e un lucru rău, însă nu e întotdeauna realizabil. Femeile din zilele noastre care își doresc să facă totul și să-l facă foarte bine, se simt adesea mustrate când nu pot să atingă nivelul pe care și-l doresc. Țintele pe care ele și le pun. Încearcă să facă cât mai multe lucruri deodată. Ați văzut, mi-a plăcut cândva o reclamă la televizor în care încerca să arate cum erau femeia aia se dubla, se tripla și una era la robot, alta tăia roșiile, alta nu știu ce și într-un timp scurt erau totul gata. Cam asta încercăm să facem și noi. Multe, multe lucruri, dar cât mai bine și cât mai repede. Se simt vinovate când nu reușesc să facă ce și-au propus, sunt stresate și iar domeniul care suferă cel mai mult din pricina acestor activități care ne apasă este cel al relațiilor noastre. Relațiile cu partenerii noștri, relațiile cu copiii noștri, cu frații noștri și așa mai departe. Și chiar relației cu noi înșine sau cu Dumnezeu. Rezultatul unei astfel de vieți în care încercăm să facem totul, în care suntem foarte stresați, este, așa cum am spus, acest simțământ de vinovăție pe care îl trăim uneori, este competiția cu ceilalți, dar uite, vecina nu știu care a reușit să-și pună și gem de nu știu care, să facă și zacuscă și așa, of, eu n-am reușit să fac lucrul ăsta, deci intervine și spiritul ăsta de competiție, critică, învinuire, frustrare, furie și uneori poate chiar cuvinte nepotrivite. De ce ajungem să ne punem oare în astfel de situații în care să simțim că suntem depășiți? Cara Robinson oferă 6 motive fundamentale, principale, care conduc o femeie sau o persoană în general să își dorească prea mult. În primul rând, faptul că suntem influențați de ceea ce vedem, de lumea care ne înconjoară. Iar mass media prezintă tot felul de modele din acestea ideale, da? În care toate sunt făcute bine, femeile sau bărbații, da? Pot să facă totul. Nu se vede ce e în spatele cortinei, cum ajung oamenii respectivi să facă lucrurile alea sau dacă într-adevăr reușesc să facă lucrurile respective sau este doar o imagine care se prezintă, dar asta e partea a doua. Știm că trebuie să le facem pe toate și ne simțim vinovați dacă avem momente de relaxare. Nu știu dacă ați trăit sentimentul ăsta, dar eu personal l-am trăit.
că îmi permit să mă așez sau știu și eu să trag un pui de somn 15-20 de minute la prânz, dar de fapt stau și mă gândesc, of, ne-am scos hainele din mașina de spălat, mai trebuia să împătur, nu știu ce. Imediat aduc copiii de la grădiniță, trebuia să fac mâncarea decât să fi stat. Dar uneori efectiv simțim că, fizic simțim că nu mai rezistăm și ne-ar prinde un pic de odihnă, dar și în momentele alea ne gândim, ah, da, după aia trebuie să fac aia, aia și cealaltă, da? Suntem deseori prinse în astfel de situații. Ne așteptăm să avem mare succes în tot ceea ce facem și ne dorim asta. Și ne este greu să ne mulțumim cu mai puțin sau să acceptăm faptul că n-am reușit să facem ceea ce ne-am propus. De asemenea, rolul femeii, așa cum este perceput el în mod tradițional, presupune să aibă grijă de gospodărie, să se ocupe de educația copiilor. Practic tot ceea ce ține de casă este pe umerii femeilor. Sigur că există și excepții, dar în general cam acesta este modelul în care noi trăim. Pe lângă acestea, avem și alte responsabilități. Unele dintre noi lucrăm sau nu, iar în cazul dumneavoastră o sarcină în plus sau o povară în plus sau nu neapărat o povară, dar o sarcină în plus este faptul că alături de noi este o persoană cu nevoi speciale și ne necesită mai mult timp decât ceilalți. Ori a avea grijă de o astfel de persoană și a ține toate celelalte lucruri, a avea grijă de ele iarăși într-un mod cât mai bun posibil, ne solicită foarte mult și este ca și cum am avea, ca și cum ați avea serviciu, da? Deci două slujbe cu normă întreabă, că, da? Gospodăria și îngrijirea acelei persoane cu nevoi speciale sau un loc de muncă. De asemenea, prin natura noastră, femeile au fost clădite așa de Dumnezeu, mai sentimentale, mai emoționale, mai deschise spre nevoi, mai atente la nevoile celorlalți, da? Atât a celor din familie, cât și a prietenilor sau a celor din biserică. Aveți acolo o reprezentare grafică, dacă vreți, sigur, destul de simplistă, dar care cuprinde, în esență, marile domenii ale vieții. Este familia, este creșterea spirituală, sănătatea, prietenii, creșterea personală, responsabilitățile casnice, angajamentele față de biserică. Am numit-o noi roata echilibrului. Vedeți că fiecare, toate aceste domenii puse la oaltă formează un cerc. Iar în dreptul fiecărui domeniu aveți o numerotare de la 1 la 10. Nu o să avem timp acum să facem exercițiul acesta, deși ne-ar fi plăcut, dar fiecare dintre dumneavoastră veți primi la sfârșit tipărit materialul care îl vedeți apărând proiectat pe perete și veți avea de ce această imagine și veți putea acasă să bifați în dreptul fiecărui domeniu cam unde credeți că vă situați în sensul de acordare adică cât de mult timp sau cât de mult importanță îi acordați acelui domeniu. Cât de semnificativ este el în viața dumneavoastră. Și o să vedeți dacă există echilibru sau nu. Imaginați-vă că este o roată. Și dacă veți uni, de exemplu, la familie, să spunem că încercuiți 5, la creșterea spirituală, să spunem că încercuiți 8, la sănătate, că încercuiți 3, sau mai știu eu, așa, și încercați să uniți aceste puncte, să vedeți cât de echilibrată este. Asta e un exercițiu pe care îl faceți singur și puteți fi foarte sinceri că nu va evalua.